Ceau, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Așa. Astăzi este marți, 16 august 2022, și eu sunt într-un mood așa bun, dar parcă totuși un pic forțat, pentru că atât m-am trezit de greu. Ieri a fost zi liberă, a fost Sfântă Marie și la mulți ani întârziat tuturor mariilor care urmăresc acest vlog. Și mama, și pe mama, de fapt, o cheamă Mariana, așa că a fost și ziua ei de nume. Și chiar i-am invitat să vină să doarmă la noi pe ai mei weekendul ăsta. Acum nu știu exact cum o să fie cu planurile tatei, pentru că el lucrează în cadrul armatei și este un picuț mai complicat să părăsească zona în care stă pentru atât de mult timp. Dar eu sper să se rezolve totul și să poată să vină în weekend ca să petrecem așa un timp drăguț împreună. Mă machiez în timp ce vorbesc cu voi și fac așa un fel de update, pentru că sunt într-o criză de timp enormă. Astăzi m-am trezit destul de greu, dar totuși m-am trezit pe la 8:30, ceva de genul. Și am fost dintr-o ședință în alta, în dimineața asta, cu toate că prima pe care am avut-o s-a anulat. Deci lucrul ăsta a fost și este un lucru ok, pentru că am avut mai mult timp să pregătesc micul dejun și așa mai departe. Dar după aceea am mai avut două ședințe și a trebuit să fiu acolo focusată. Dar acum s-a mai eliberat un picuț și pot să încep să mă machiez și încet să ieșim din casă, pentru că mi-a venit un colet la Poșta Vamală. O cunoștință de pe Instagram a făcut un fel de shop my closet, cred, și a pus la vânzare, sau am văzut eu, o rochiță extrem de drăguță, colorată, așa, cu multe dungi, și am luat-o. Și a pus-o la Poșta Vamală, așa că trebuie să... adică la poștă, la oficiul poștal. Și trebuie să merg să-l ridic și trebuie să merg și la mall să-mi cumpăr șampon și balsam. Și chiar le-am luat aici lângă mine pe astea, pe care tocmai le-am terminat astăzi. Este ultima dată când m-am spălat cu ele și vreau să vă dau așa un mic update asupra lor, în cazul în care vă interesează, așa că le-am luat aici lângă mine. Și ce mi-am mâncat astăzi cel mai mult timp a fost o rețetă de mâncare pe care o să vă las în barea cu descriere, pentru că am filmat și un TikTok, pentru că știu că pe TikTok merg foarte bine rețetele de mâncare, așa că am filmat-o procesul, practic, ca să îl pun într-o rețetă și am zis că numai bine o să vă menționez și vouă aici și o să vi-l linkuiesc în barea cu descriere. Am fost în weekend, după cum v-am zis de la finalul vlogului trecut, am fost un weekend la Văliug și acolo s-a gătit această rețetă italienească care se numește parmegiana, se numește melanzane, nu știu exact cum se numește, dar practic e un fel de musaca cu sos de roșii și vinete și parmezan, și practic pui un strat de vinete prăjite la cuptor, un strat de vinete, un strat de sos de roșii, un strat de parmezan și pecorino, un strat de vinete, un strat de roșii, un strat de parmezan și tot așa, până când închei cu un strat de parmezan și o lași la cuptor pentru vreo 35-40 de minute. Așa că am zis să fac astăzi rețeta respectivă, pentru că am zis din weekend, de când am fost la Văliuc, că ne întoarcem luni. Și ne-am întors duminică, by the way, ne-am întors duminică seara. Când ne întoarcem noi și facem rețeta, ieri n-am avut chef de nimic, am fost doar la sală, foarte puțin, așa, ca să nu zicem că nu am fost, dar totuși a fost destul de productivă ziua la sală, chiar ne-am văzut acolo și am tras așa tare de noi și ne-am întors acasă, după cum ziceam. Stați că am uitat de SPF. Ne-am întors acasă, după cum ziceam, și n-am mai avut chef de nimic. Ne-am uitat la două filme. Ne-am uitat prima dată la Două inimi. Este un film nou, din câte știu eu, pe Netflix și e extraordinar de frumos, deci am plâns ca o nebună. Nu înțeleg, m-a atins foarte mult povestea și actorii au jucat extrem de bine, așa că vă recomand să vă uitați la Două inimi. Este pe Netflix, îl găsiți foarte ușor. Chiar e un film super, super mișto, nu o să vă dau spoilere, este o poveste reală, atât vreau să vă spun și pot să vă spun, pentru că v-am zis că nu vreau să vă dau niciun spoiler, pentru că e un film extrem de frumos și vreau să îl vedeți. Este o dramă, este un fel de poveste de dragoste, e super, super fain. Chiar a prins foarte bine și după ce ne-am uitat la filmul ăla, nici că mai avut chef să mai facem noi rețeta de care vă ziceam, musacaua aceea de vinete, așa că am lăsat-o pe astăzi.
A, și celălalt film a fost Cum să scap de un bărbat în 10 zile. E un fel de comedie, ca să ne mai destindem un picuț, și ne-am uitat și la aia și după aia ne-am pus în pat. Cam asta a fost ziua mea liberă, legală, de Sfântă Maria. Dar, da, a fost foarte binevenit tot și weekendul ăsta la Văliug a fost foarte bine primit, cu toate că am cam rămas în urmă cu chestiile pe care le aveam de făcut, din păcate, dar recuperăm. Și în dimineața asta m-am pus să fac melanzane, dacă tot mi s-a anulat ședința de dimineață, așa cum vă ziceam. Adică rețeta asta cu vinete, și să știți că am subestimat cât de mult îmi ia să o fac. M-am apucat în jur de ora 12 și acum este 2:30 și numai ce am scos-o din cuptor, pentru că trebuie să coci vinetele foarte mult, adică să le tragi la grill sau la tigaie, trebuie să pregătești sosul, trebuie să lași un picuț vinetele cu sare, ca să iasă din ele amăreala, aia, gustul acela amar. E foarte multă treabă de făcut pentru rețeta asta, de asta vă zic că tot trebuie ceva timp, dar este o rețetă excelentă în cazul în care vă plac vinetele, și cu asta m-am ocupat eu astăzi toată ziua până în momentul de față. Am mai pus și la spălat, m-a spălat și pe păr, am terminat produsele de care vă ziceam de asta, trebuie să mă duc neapărat să-mi cumpăr produse, pentru că nu mai am absolut niciun pic de șampon în toată casa și niciun pic de mască de păr. Chiar astăzi am folosit 2 măști de păr, chiar 3 măști de păr, pentru că n-am mai avut destul din niciuna din ele. Așa că am folosit 3 și vedeți că folosesc acum mascara telescopic de la L'Oreal, pe care mi l-am luat săptămâna trecută și îl ador. Îmi place maxim, chiar e un mascara foarte, foarte bun, nu este la un preț foarte accesibil. Adică este la prețul celor de la Maybelline, cam așa găsiți și acest mascara. Dar da, este foarte, foarte ok și chiar îmi place cum lasă genele. Și o să mai dau imediat un strat, doar că trebuie să se usuce. Și da, cu asta m-am ocupat eu astăzi. Trebuie să și pun o comandă pe CCC pentru colaborarea mea lunară, doar că n-am apucat să fac lucrul ăsta. Sunt foarte ocupată mental cu pregătirea ținutelor pentru vacanță și asta fac în ultima perioadă. Chiar vreau să mă duc odată în mall și să văd ce mai au prin mall, doar că pur și simplu n-am timp fizic. Mâine trebuie să merg la Jumbo să mă organizez pentru al doilea Back to School giveaway, dar o să vedeți voi mâine mai multe despre ce este vorba, așa că mâine imposibil să mă duc la mall, pentru că mă duc la Jumbo și după aceea la sală. Astăzi trebuie să mă duc să-mi cumpăr șampon, lucruri din astea, și trebuie să merg la poștă, așa cum v-am zis, deci nu cred că o să am mare timp să stau prin magazine. Cel mai probabil joi poate o să ajung să mă mai uit să văd ce ținute mai sunt prin magazine. M-am uitat oricum pe site-uri, mi-am pus o comandă pe About You, una mică cu o fustiță și o rochiță, și mi-am mai luat o rochiță de pe Zara, și mi-a venit și o comandă de pe ASOS. Mi-am luat 2 rochițe pe care haideți să vi le și arăt, dacă tot am început să vorbim despre asta. S-ar putea să start de la un subiect la altul foarte mult, îmi cer scuze pentru chestia asta, dar am foarte multe să vă povestesc, pentru că s-au întâmplat destul de multe de când nu am mai vorbit. Ieri dormeam așa foarte bine, era în jur de ora 11, pentru că v-am zis că a fost liberul legal și eram deja acasă și eram și destul de obosit după weekendul la Văliug, pentru că, na, fiind cu oamenii în casă, nu poți neapărat să stai să dormi cât îți dorești tu să dormi, dacă știți despre ce vorbesc. Așa că a trebuit să ne trezim oarecum de vreme și să fim activi, să nu le nevim în pat. Și ieri am profitat și ne-am închis toate alarmele și am dormit cât am vrut noi, și era 11:30 și m-a sunat curierul că vine și am zis, o, nu, dar într-un fel o, da, pentru că mi-au venit rochițele de pe ASOS. Cred că o să fac eu un clip cu idei de ținute pentru vacanță. Mă gândesc foarte intens la chestia asta, să fac un fel de idei de ținute pentru vacanță. Nu știu dacă o să fie relevant neapărat pentru majoritatea, pentru că s-ar putea ca mulți dintre voi deja să fie avut vacanțele. Nu știu, lăsați-mi în comentarii dacă vi se pare relevant un astfel de clip. Dacă nu, o să fac pur și simplu un haul cu ce mi-am mai cumpărat în ultima perioadă. Dar vreau să vă menționez un picuț de rochița asta. Ia uitați-vă ce bombonică delicioasă! Chiar mă întrebam zilele trecute pe Instagram pe care să o iau, pe asta sau pe alta care are așa mai multe carouri combinate. Și foarte mulți a zis că asta, așa că pe asta mi-am luat-o în mărimea M și cred că mi este potrivită, adică pare că se întinde destul de mult aici în partea asta, deci nu cred că o să am probleme. E extrem, extrem de dulcică, are culorile astea 3 care se combine, și foarte drăguț, și o să o iau cu mine în vacanță. Și mi-am mai luat o rochiță maxi albă, care are aici în partea asta croșet. Și pentru asta, uite așa, și în partea asta de bust, vedeți că este croșetată, și
e transparentă, evident, și pentru asta aș vrea să-mi iau un sutien de costum de baie din acela triunghi care se leagă aici la spate și nu știu exact ce culoare să-l iau, aș vrea să-l iau într-o culoare vie, cum ar fi un galben, de ce nu, dar mă mai gândesc un picuț, chiar o să trebuiască neapărat să mă uit prin magazine și de asta, de un sutien din acela de la costum de baie, poate o să intru pe la Calzedonia, cred că o să mai intru și pe la Penty, pentru că știu că pe acolo au foarte multe opțiuni, dar o să intru bineînțeles și la New Yorker și la H&M, foarte, foarte mișto rochița asta și este una maxi, e super lungă, cred că pe plajă o să arate genial. Deci v-am pus la curent, acum vreau să vă zic că... de produsele astea de păr. Și le-am adus aici lângă mine. Știți că le-am cumpărat împreună cu voi într-un vlog săptămânile trecute. Și cam atât m-au ținut. Nu mai știu exact când le-am luat, dar o să las afișat pe ecran, că nu mai mi-amintesc acum, dar cred că undeva la începutul lunii iulie, din câte țin eu minte. Și sunt de la Alpha Parf. Am fost eu foarte încântată să încerc produsele Alpha Parf și mi-am luat gama asta MOV, care este low shampoo, un șampon delicat fără sulfați, care ar trebui să ajute la potolirea firului de păr, să nu mai stea atât de frizat. Acum părul meu așa este, el stă frizat, e ondulat, e în toate părțile, este și deteriorat pentru că am fost și decolorată în trecut și încă mă lupt să mi cresc parte de decolorat, cred că de aici în jos e parte decolorată și se vede că e super, super moartă, dar încerc să ajut părul cu câte produse pot și să îl întind mai rar. Vedeți că și astăzi m-am spălat pe păr și nu mi-l întind. Astăzi îl las așa în voia lui și să facă ce vrea el. Dar una peste alta, produsele astea de la Alpha Parf Gamma MOV, să știți că pe mine nu m-a ajutat foarte mult, sinceră să fiu. Au fost niște produse bune, mi-au plăcut la primele aplicări, îmi place cum stă părul după ce îl întind cu placa, dar vedeți că în momentul de față, cam ăsta este părul meu în stadiul lui natural și vedeți că nu este extrem de potolit și nu este extrem de defrizat, dacă pot să zic așa. Nici nu mă aștept eu să facă minuni un șampon și o mască, cel puțin nu pentru partea asta deteriorată a părului meu, care e asta. Dar, da, v-am zis, în cazul în care aveți tipul meu de păr și vă regăsiți în tipul meu de... în tipul meu de păr, să știți că nu trebuie să vă așteptați la minuni. Șamponul a curățat bine, cu toate că mi-a lăsat câteva cojițe în primele zile, dar după aceea scalpul s-a obișnuit din ce în ce mai mult cu șamponul și a fost ok. Acum aș vrea să încerc tot ceva de la Alpha Parf, aș vrea totuși o altă gamă, aș vrea să găsesc gama aceea turcoază închis. Este ceva pentru reconstrucție, dar o să mă duc să văd pe la Expert Beauty și dacă nu găsesc ce am nevoie, atunci o să-mi iau niște produse de la Joico. Pentru că am înțeles că și produsele de la Joico sunt extrem de bune și aș vrea să le încerc și pe acelea. Și da, cam asta a fost părerea mea despre produsele astea de la Alpha Parf, despre gama asta MOV. V-am zis, aș vrea să mai încerc și pe cea roz. Da, nu v-am menționat de cea roz, dar aceea cred că este pentru... Știu că este una pentru nutriție și una pentru hidratare, dar n-am informația în momentul de față la mine, după cum se observă, și nu vreau să spun prostii, dar aș vrea să încerc dacă au la Expert Beauty gama roz. Nu, gama turcoaz închis, aceea este pe primul loc. Dacă n-au gama turcoaz închis, atunci o să vreau să-mi iau gama roz. Și dacă n-au nici gama roz la Expert Beauty, atunci o să merg la Dr. Max și o să-mi iau produsele de la Joico. Sunt gata de plecare și cam așa se prezintă ținuta de astăzi. Mi-am luat straița asta de la Stradivarius, pe care am luat-o împreună cu voi în ultimul vlog. Mi-am pus chokerul ăsta de la Shein, care e destul de interesant și parcă completează așa ținuta, care e de altfel super simplă. În picioare am eternele mele sandale de la CCC și rochița asta albă pe care o am de la Stradivarius. Super faină rochița asta, mai îmi trebuie încă cel puțin 5 rochițe din astea basic cu care să ies pur și simplu pe afară fără să-mi bat foarte mult capul. Vedeți, acolo am avizul pentru poștă, o să iau avizul și mergem la poștă. Și cred că o să mă duc pe jos sau o să iau un Uber, încă nu știu cum să fac. Sunt destul de presată de timp, că dacă n-aș fi presată de timp, atunci m-aș duce m-aș duce pe jos, n-ar fi nicio problemă, dar așa cum sunt presată de timp, s-ar putea să mă duc cu Uber-ul și să ajung un picuț mai repede și să mă întorc implicit un picuț mai repede, așa că da. Ne auzim oricum. Cred că nu o să ne auzim de la Poșta Vămală, ci o să ne auzim de la mall, pentru că da, la Poșta Vămală n-am ce să vă mare chestie. Bineînțeles că ne găsim de la mall, ne auzim de fapt de la mall și am intrat în cabina de probă de la Zara, pentru că ia uitați-vă câte rochițe de vacanță potrivite, de fapt, pentru vacanță au la Zara, așa că vreau să le probez, să văd cum arată pe mine. Dacă e ceva care îmi face cu ochiul sau ceva care cred că e drăguț, o să vă arăt.
convin pe mine. Am luat aici de toate mărimile posibile, am luat M, am L-uri, am XL-uri, asta de la mine de pe cot, am o grămadă de mărimi, așa că vreau să văd care vine mai drăguț și da, să-mi fac așa o idee de o rochiță din asta cu print, care ar merge pentru vacanță, că aș avea nevoie de o rochiță din asta, pentru că mă duc undeva așa la plajă, la soare și mă gândesc că o rochiță din asta ar da super drăguț, dar hai să vedem cum vin pe mine. Rochița cu numărul 1 se prezintă în felul ăsta, o filmez așa pe wide ca să vedeți cam cât este de lungă și mă puteți vedea și din lateral acolo. Este mărimea XL și la rochițele de genul ăsta, adică rochițele de genul ăsta cred că în română se numesc tunici și tunicile, cu cât sunt mai mari în mărime, asta înseamnă că sunt mai lungi și eu vreau ceva un picuț mai lunguț, evident, pentru că probabil o să și bată vântul și nu o să vreau să mi se ridice absolut nimic în cap. Să știți că arată foarte bine chestia asta, chiar îmi place maxim, vine cu vestuța asta în partea asta care merge legată în felul ăsta. Prețul este ceea ce nu-mi prea place, pentru că toată tărășenia asta este la prețul de 200 de lei și mie mi se pare un picuț cam mult pentru un fel de cămașă. Cred că puteți vedea, cam așa este în partea de sus, e un fel de cămașă și peste are vestuța asta de croșet, care cred că se și dă jos, acum încerc să mă uit. Imediat simt, nu se dă jos, nu se detașează din spatele rochiței, deci așa rămâne, nu o pot folosi la altceva. Dar mi se pare că e foarte effortless, așa mi se pare că pentru o zi la plajă arată foarte, foarte bine. Da, asta este opțiunea cu numărul 1, oricum n-o să plec cu mai mult de un articol din toate articolele de aici, dacă o să plec cu vreunul. Dar oricum o să fac niște poze, o să-i arăt și mamei și o să ne decidem mai mult ca sigur împreună că ea e sfătuitorul meu numărul 1. Sau poate vă întreb și pe story să văd ce credeți. O să-mi fac oricum niște poze în rochița asta și vedem. Rochița cu numărul 2 vine la prețul incredibil de 279 de lei, aproape 300 de lei pentru o rochiță de la Zara, mi se pare mult. Asta în primul rând. În al doilea rând, eu am mărimea M în momentul de față pe mine, care se așează bine pe talie, se așează bine în zona asta, după cum vedeți, dar ia uitați-vă cum vine la brațe. Nu că nu vine, că vine, se închide, dar nu este deloc confortabilă. Cred că ar fi genul de rochiță în care aș transpira foarte mult, mai ales dacă aș fi într-o zi din aia în care așa să fiu liberă să vizitez chestii, nu cred că ar fi neapărat rochița potrivită pentru o astfel de activitate. Mi se pare că cordonul ăsta nu adaugă, stați, vă dau așa, nu adaugă absolut nimic pentru partea taliei. Mi se pare că dungile astea vin aici peste șold, vedeți, dungile astea vin aici peste șold și vin, zici că cu scopul să te lățească, pentru că dungile astea, așa orizontale, nu verticale, dungile orizontale au, adică vizual, lățesc și nu înțeleg de ce ai pune niște dungi orizontale fix pe zona burții și pe zona șoldurilor. Habar n-am cum a fost croită, dacă ar fi fost croită ceva de genul, ia stați un pic să facem aici și niște design vestimentar, dacă ar fi fost croită ceva de genul, ar fi fost mult mai bine. Înțelegeți ce vreau să zic? Ar fi fost mult mai bine, părerea mea, să nu aibă dungile astea care pur și simplu doar lățesc partea asta. Una peste alta, în primul rând, este foarte, foarte drăguț. Dacă nu aveți șoldurile atât de late pe cât le am eu, s-ar putea să fie o rochie care să fie pe placul vostru, cam așa vine din lateral. E simpatică, dar totuși nu știu dacă merită neapărat 300 de lei o rochiță de la Zara. Oricum nu o să o iau pe asta, dar voi puteți să decideți pentru voi dacă vă place sau nu. Mie îmi place foarte mult partea de fustă. Partea de fustă mi se pare că arată foarte bine, exceptând de la porțiunea asta în jos. Mi se pare că imprimeul ăsta arată extraordinar de fain pentru o vacanță, dar v-am zis, e genul de rochie în care eu aș muri de cald și nu m-aș simți deloc confortabilă, cu toate că ar fi o rochie foarte instagramabilă, dar asta este și dilema mea, pentru că vreau să găsesc rochii care să fie, hopa, nu da peste căști, rochii care să fie și pozabile, ca să pot să fac conținut pentru Instagram și în același timp în care să mă simt și bine și confortabil, gen asta. Asta a fost o rochiță în care eu m-aș fi simțit foarte confortabil și m-aș fi dus la plajă fără nicio problemă, m-aș fi dat pe picioare, aș fi intrat în ocean și așa mai departe, dar asta nu este o rochiță de genul, cu toate că este o rochiță care arată foarte bine în poze. Mai am o rochiță să probez și după aceea, da, luăm decizia finală. Rochița cu numărul 3. Îmi place și nu-mi place. Dacă ar fi să-i dau o notă de la 1 la 10, acela ar fi 6. Pentru că uitați-vă cum arată pe mine dacă stau așa, pur și simplu, gen dacă stau și mă plimb, vă dați seama că nu sunt flexată sau nu pozez, așa că stă pe mine ca și pe un cort. Adică ca și un cort. Dar ce cred că este bun
în toată ecuația asta este că poate fi folosită și pe post de cover-up pentru plajă, deoarece nasturii ăștia se desfac complet, de sus până jos, poți să-i faci o crăpătură cât de mare sau cât de mică vrei tu, poți să nu-i faci crăpătură deloc și să o închizi până jos, lucrul ăsta mi se pare foarte fain. Pe margine aici are iar o crăpătură, mi se pare că alungește silueta și te face să pari mai slabă decât ești, cu toate că nu se vede nicio formă a corpului prin rochia asta. Astrăutate. De obicei vine de două ori la mine, așa că mai așteptați-vă să mai strănut o dată. Mi se pare că arată foarte bine rochița asta, chiar mi se pare că e foarte diafană și perfectă pentru vacanță. Este genul de rochiță pozabilă, adică o pot pune în mai multe moduri, o pot purta în mai multe moduri, e ideală pentru vacanță. Ce mă dă un picuț în spate, și vine la prețul de 200 de lei, ce mă dă un picuț în spate este combinația de culori. Combinația de culori de pe ea, după cum vedeți, sunt niște culori un picuț cam închise, cu toate că sunt niște culori foarte frumoase, dar sunt niște culori închise din punctul meu de vedere. Și asta o face să pară un picuț mai matură. Dacă ar fi fost croiul ăsta și culorile deschise din rochița pe care am probat-o anterior, ar fi fost ideal, dar așa mă face să stau să mă gândesc de două ori la alegerea mea, pentru că v-am zis, albastrul ăsta închis și verdele ăsta închis mi se pare că nu se combină într-un mod foarte fericit, cel puțin pentru stilul meu. Ca și cum să mă decid între două rochii nu era suficient, am mai găsit-o și pe a treia și vreau să probez și pe asta. Asta este un S și s-ar putea ca, pentru faptul că este un S, dacă e de scumpă, de ce? De ce, Zara? De ce? O rochiță scurtă este 300 de lei. Dar, mă rog, e vacanța mea și vreau să am o ținută așa super drăguță și din asta așa rustică și înțelegeți ce vreau să zic? De plajă. Deci o să fac un sacrificiu în cazul în care îmi place, dar haideți să o punem pe mine și să vedem cum arată și asta, că, na, m-am îmbrăcat din nou ca să plec, să-mi pun deoparte rochițele astea două, să mă hotărăsc și am dat peste minunea asta. Hai să vedem cum arată pe mine. Ta-da! Ia uitați-vă cât de drăguță este, de asta vă zic. Și vă zic de câte ori am ocazia, nu ascultați de mărimile pe care le vedeți pe etichetă, pentru că rochița asta este S. Trebuie să vă cunoașteți corpul și să vă cunoașteți ce vă vine vouă bine în anumite croiuri și lucrurile astea vine cu experiența, cu cât probați mai mult sau cu cât intrați mai mult în zona asta cu hăinuțele. Dacă vă pasionează, bineînțeles, și vreți să faceți lucrul ăsta, cam așa arată rochița S de la Zara pe mine și este o tunică absolut superbă, deci e genială, îmi place foarte, foarte mult, dar ce mă ține? Cam așa arată, da, full body. Ce mă ține un picuț înapoi și nu mă lasă să o cumpăr este prețul, 300 de lei. Nu știu dacă o să dau eu 300 de lei pe rochița asta, mai am și un voucher de cumpărături la Julius Town, dar tot ar veni să dau 200 de lei pe o rochiță de genul, cu toate că ar fi exact genul de rochiță în care m-aș simți bine și ar fi așa instagramabilă, dar nu știu, o să o pun deoparte cu surorile ei de aici și o să mă decid, merge purtată și fără sutie, nu are un decolteu exact cât trebuie să fie un decolteu. Eu în momentul de față nu am sutien pe mine și cam așa arată fără sutien, cred că este chiar decentă. Dacă e să mă întrebați pe mine, cam așa arată și de la spate, asta este lungimea ei, în cazul în care vă interesează și v-am zis, eu am mărimea S și cred că arată foarte, foarte bine, are o lungime foarte plăcută din punctul meu de vedere și nu sunt nevoia ca la tunica aceea albă să o iau într-o mărime mai mare, cred că dacă ar fi fost într-o mărime mai mare, tot S-ul l-aș fi luat, că mi se pare că vine foarte drăguț și mânecile sunt absolut superbe. Gata, m-am întors și dacă mă vedeți fără colier, vedeți bine, l-am uitat într-o cabină de probă la Stradivarius. Nu știu dacă mai ajung astăzi pe la mall, pentru că s-ar putea să ajungem la film, la Bestia. E un film super interesant din câte am văzut din trailer. Când am fost la Orfana am văzut trailerul și după sală s-ar putea să mergem să vedem filmul. Și dacă mai ajungem cumva la mall, o să intru pe la Stradivarius să văd dacă au găsit cumva colierul meu. Dacă nu, asta este, îmi comand altul de pe Shein, ce să faci. Vreau să vă fac update-ul de după mall ca să pot să mă îmbrac de sală și să mergem la sală și după aceea să ajungem și la film. Coletul ăsta o să-l deschidem mâine, pe care l-am primit la poștă. O să îl pun eu aici pe stander undeva și vreau să vă fac update-ul despre ce am cumpărat, dar n-am cumpărat mare lucru, că mi-am pus rochițele deoparte, așa cum v-am zis, pentru că nu sunt hotărâtă, nu vreau să iau mai mult de una, una o să iau. Asta e 100% sigur, doar că nu știu exact pe care, sunt între două, între cele două scurte pe care le-am probat, dar mă mai gândesc poate până mâine sau poate, cine știe, până diseară când
în cel mai mult, dar mai bine până mâine să stau așa peste noapte să o gândesc mai ok. Și mi-am luat de la mall doar chestiile astea două, de la Joico. N-am găsit produsele Alpha Parfum Expert Beauty, mai aveau și mai puține decât aveau atunci când le-am cumpărat eu pe cele mov. Nu aveau nici gama aceea turcoază închis, nici gama roz, așa că m-am dus la Dr. Max și mi-am cumpărat aceste două mostre, dacă pot să zic așa, sunt niște travel size-uri de la Joico. Sunt varianta Moisture Recovery și spune Moisturizing Shampoo și Moisturizing Conditioner. Îmi sună foarte bine partea aia cu Moisturizing, așa că mă gândesc că am făcut bine că am luat varianta asta mică, dar să știți că tot am dat 40 și ceva de lei pe ele, eu nu înțeleg, dar mă rog, le-am luat și în cel mai rău caz o să le folosesc în călătorie sau o să folosesc recipientele pentru când mergem în vacanță, pentru că sunt numai bune, au 50 de mililitri și pot să mă folosesc de ele, dar v-am zis, vreau să văd cum sunt înainte să cumpăr produsul întreg și mă bucur că au, mă rog, varianta asta micuță. Și asta e tot, ceea ce am cumpărat de la mall. Am mai intrat și prin Auchan și am cumpărat un pachet din ăsta de semințe de chia, că am rămas fără semințe de chia și asta a fost tot ceea ce am luat de la mall. Foarte foarte scurt acest haul. Singurul lucru cu care m-am ales de la mall a fost pierzania colierului. Dar mă rog, mă pun să mă îmbrac pentru sală, că mergem și eu de obicei merg îmbrăcată în echipamente de acasă. Cred că o să-mi iau echipamentul roz de la New Yorker sau poate să-mi iau niște gen pantalon din aceea de training gri, nu știu exact cum mă simt, și rochița asta o să o bag în geantă și cu ea o să mă schimb după ce am terminat antrenamentul și mergem la film. Deci da, cam asta este update-ul pentru moment și ne auzim mai târziu. Merg la sală. Yay, ce chef am! Ceau, dragilor, este o nouă zi și eu vreau astăzi să deschidem un colet împreună. Am părul așa pentru că v-am zis că vreau încet să renunț la placă, bine să renunț, când nu este neapărat necesar să-mi întind părul, să nu îl întind, doar să îl țin așa pur și simplu și am dormit cu el așa. Dimineața când m-am trezit l-am și desfăcut un picuț să văd care-i faza cu el și să știți că s-au făcut niște onduleuri super drăguțe și nu stă neapărat vâlvoi, așa că până ies din casă o să îl țin tot în felul ăsta și aș vrea să mai găsesc niște capeline, vedeți că am o farfecă aici, niște capeline din acelea de mătase pe care să le trag pe cap înainte să mă pun să dorm. Asta este iar un lucru pe care vreau să-l fac, dar asta este o altă poveste. Acum vreau să deschidem împreună coletul pe care v-am promis că îl deschidem ieri și nu am mai apucat să-l deschid pentru că mă grăbeam să merg la sală. Este o rochiță, trebuie să fie de fapt o rochiță pe care mi-am comandat-o eu de la un Shop My Closet, așa cum v-am zis, și care sper să fie drăguță. Am multe speranțe pentru că este foarte colorată, dar o să o vedem împreună și până deschid coletul numai bine vă povestesc ce am făcut ieri. Ieri am fost la sală și vă ziceam că după sală am vrea să mergem la film, că a ieșit ceva film pe care vrem noi să-l vedem, Bestia, cred că se numește, și este un film cu ceva acțiune, pare ceva interesant, în junglă, cred că e un film super drăguț și oricum vrem să mergem să-l vedem, dar chiar n-am mai apucat să mergem să-l vedem pentru că după sală m-am simțit rău, pentru un motiv sau altul, am fost amăsită. Mi-a venit și rău făcând cardio, adică, na, mi-a venit reflux și am zis că mai bine nu mă mai duc nicăieri. Oricum, nici prietenul meu nu era neapărat în cea mai bună formă energică, dacă pot să zic așa, așa că am zis că lăsăm pe altă zi, poate pe weekend, poate săptămâna viitoare și așa intrăm în concediu, deci, da, avem timp și de film. Și am venit direct acasă, am făcut un duș și m-am trântit în pat pe la ora 9:30, cred că deja m-am pus în pat. Și acolo am rămas până astăzi de dimineață și lucrez de dimineață într-una, am mai aranjat un pic o spiș prin casă și am spălat niște haine. Deci asta a fost tot ceea ce s-a întâmplat. Haideți să vedem, uite ce drăguț a venit coletul ăsta ambalat așa natural, dacă aș putea să zic, cu funia asta, funie, frânghie, ce-o fi. Și haideți să vedem pe unde să îl deschid. Ia uite pe aici. Ce drăguț! Ia uitați ce frumos am pachetat! Foarte drăguț! Vă mulțumim că vă numărați printre clienții noștri beli și vă mai așteptăm și altă dată, mă rog. Cam așa. Cred că ea a făcut un adevărat brand din începând de la un Shop My Closet, a devenit, cred că, un fel de butic.
Așa că, da, îmi place foarte mult atenția la detalii. Încerc să nu vărs tot confetiul ăsta, care e destul de mult aici. Ia uite, încerc să nu-l vărs pe tot în pat. Și să scoatem rochița. Wow, dar deja pare foarte frumoasă. Ia, haideți să vedem. Mi-a mai pus ceva aici. Vai, nu pot să cred. Stați așa, că mi-a pus două chestii. Oh my god. Bun. Asta este și e plină de... O să aspir, probabil, cel mai bine. Cam asta este rochița. Ia, uitați-vă ce minunăție de rochiță. Așa, arlechin, dacă pot să zic. Cred că asta e genul de rochiță care strigă numele meu și pe care de-abia aștept să o port și să o pozez. Ia, stați un pic, dacă tot sunt în față, mă dau un pic mai încoace să vedeți rochița un pic mai bine. Ia, uitați ce frumoasă este. Extraordinar de drăguță și are materialul ăsta ca și satinat. S-ar putea să o și iau cu mine în călătorie, că pare o rochiță foarte, foarte frumoasă. Și ce mi-a mai pus ea aici este o cămășuță, cred, dar nu vă puteți da seama cât e de drăguță cămășuța asta. Las că o să aspire oricum. Ia uitați-vă. E o cămășuță și are pe ea niște... îmi vine doar în engleză. Niște brașe țestoase. Doamne, cât e de frumoasă! Și e și un material așa ca și de in, deci cred că e perfectă și asta să o iau în vacanță, oh my god! Uite, de asta nu știam, să știți că am plătit cu banii mei rochița asta și a fost 150 de lei și asta mi-a fost oferită cadou. Tare simpatic și un gest foarte, foarte frumos. Mulțumesc foarte mult, Belle Boutique! Și da, mă pun să curăț de pe aici tot confetiul ăsta, că mi s-a făcut patul dezastru și n-aș vrea să înghită Mira ceva, bine că doarme și nu am treabă cu ea acum. Dar da, sunt super încântată de rochița asta, de-abia aștept să o combin, poate chiar o iau astăzi pe mine. Bun, dragilor, cam asta a fost pentru moment, am vrut doar să deschidem împreună acest colet de la Belle Boutique, tare simpatică, că mi-a pus și un cadou și am venit totul atât de drăguț, foarte, foarte fain. Și da, ne auzim când o să ies din casă, când merg la Zara și vă arăt probabil ținuta zilei. Dar da, mă reîntorc la muncă. Asta a fost o micuță pauză așa de unboxing. Ceau, dragilor, ne regăsim cu un picuț mai multă energie de data aceasta. Mă pregătesc să ies pe ușă și îmi pun niște ulei în păr. E ulei de la Olaplex, e numărul 7 de la Olaplex, dar să știți că nu mă dă pe spate, îl folosesc, că e singurul ulei pe care îl am în casă și de fiecare dată când îmi păstrez părul așa neîntins, simt nevoia să îl hidratez un picuț mai mult. Bineînțeles că am pornit camera și încep să se audă și sirenele. Așa, sper că este măcar puțin mai bine. Ziceam că de fiecare dată când îmi păstrez părul așa mi se usucă groaznic și aleg să îi pun un ulei și cam așa stă părul după ce a stat toată noaptea într-un fel de coc. V-am zis, nu mă chinui foarte mult cu el. It is what it is. Cam așa arată. Vreau doar să îl pieptăn puțin aici în spate. A, și mi-am luat perie nouă. Tot de la Wet Brush, numai că este roz. Și vreau să perii aici foarte puțin doar rădăcinile ca să nu pară dezordonat. Și cam asta e tot. Cam asta e tot ce fac momentan pentru păr. Încerc să îl mai perii și puțin aici pe la vârfuri. Și gata. Niciodată nu știi ce iese când îți faci părul așa, dar am niște onduleuri destul de drăguțe. Oricum părul meu este și unul natural și stă destul de bine când îl fac așa. După cum observați, sunt machiată, sunt îmbrăcată, trebuie doar să mă mai încalț și mergem la mall. Mergem la Zara și să iau rochițele și trec și până la Stradivarius, pentru că vreau să văd la Stradivarius dacă îmi găsesc colierul pe care l-am pierdut ieri. Știți că l-am uitat în cabina de probă și vreau să văd dacă mai este acolo, aveam colierul ăla de la Shein și da, vreau să văd dacă mai am norocul să-l găsesc acolo sau cine știe cine l-o fi luat și nu l-o fi dat înapoi la casă. O să întreb acolo la casă și la cabina de probă și vedem ce rezolvăm. Și după aceea mergem în Jumbo să luăm rechizite pentru Back to School. Dar pentru asta o să vă mai vorbesc eu și o să vă arăt, o să vă arăt mai încolo. O să știți că nu o să vă arăt în clipul de astăzi ce iau, pentru că o să fie un clip separat. Clip care cred că o să urce înaintea vlogului acestuia, așa că nu o să fac un haul separat în acest clip. Dacă vreți să mergeți să vedeți haul-ul, puteți să mergeți, că las un card aici, sau puteți să găsiți în baracul descrieri clipul cu haul-ul Jumbo, cu ce am luat de la Jumbo, cu ce rechizite am luat și așa mai departe. Deci nu o să le arăt și aici, dar o să vă filmez un picuț din magazin în funcție de cât îmi permit angajații și dacă nu se uit nimeni urât la mine. Și uitați-vă voi puțin la minunea asta mică.
Uitați-vă ce face ea toată ziua și cum doarme. Deci, pur și simplu de... Cam de pe la ora 1, ceva de genul, vine, se pune în cutia asta care stă aici pe noptiera de lângă patul nostru și doarme cam până pe la ora 6. Zici că e un copilaș mic și doarme pur și simplu acolo și uitați-vă la lăbuțele alea. Deci cum sunt ele flecite acolo pe, pe cutie. E adorabilă. Da, tu. Hai la Jumbo. La mall, la Jumbo. Hai să mergem. Misiune îndeplinită la Zara, mi-am luat cele două rochițe și acum mergem la Stradivarius să vedem dacă reușesc să-mi găsesc colierul pierdut. Ia uitați ce am găsit! Mi-am găsit colierul, ce bine că nu mai trebuie să mai comand încă unul de pe Shein. Nu de alt, a fost un dolar și ceva, maxim 2 dolari, dar ideea e că vine greu comanda și aș fi vrut să-l port în vacanță. Bine că l-am găsit! Super! Mă bucur! După ce am făcut cel puțin 40 de minute cu transportul de la Jumbo, pe care noroc că l-am prins de data asta, am ajuns în sfârșit în raiul rechizitelor și iar sunt întâmpinată de highlightere. Și dacă... Stați să las căruciorul să nu deranjeze pe nimeni. Și dacă data trecută am ales aceste macarons, cred că vă amintiți de ele, acum cred că o să iau astea. Că și astea sunt super drăguțe. Dragilor, n-am mai filmat nimic pentru că evident că vine prietenul meu după mine și a trebuit să mă grăbesc, dar cam așa arată coșul de cumpărături până la momentul acesta. Și să știți că îmi cer scuze pentru că nu am filmat, dar sunt foarte grăbită pentru că nu mă așteptam să facă transportul acela de Jumbo atât de mult timp până la Jumbo și prietenul meu vine la 6 să mă ia de aici și este 6 și 5 minute și eu sunt cam pe la jumătatea cumpărăturilor. Așa că n-am avut timp să-mi iau și din timpul pentru Jumbo să și filmez. Mă văd niște muncitori de la Jumbo, așa că o să închid. Ia uitați câte avem aici. O grămadă de lucruri. Abia aștept să vedeți concursul. Ceva mai aranjată de data aceasta este joi, dar tot cu părul în vârful capului, asta pentru că imediat trebuie să merg la unghii, adică imediat în vreo 3 ore trebuie să merg la unghii, dar până atunci trebuie să fac poza de concurs, o să vă arăt și ce dezastru este în sufragerie, pentru că tocmai ce am terminat de filmat clipul acela cu giveaway, cu haul-ul Jumbo și cu ce rechizite am luat de la Jumbo și așa mai departe, de aceea sunt și machiată, doar că părul îmi stă acum în felul ăsta pentru că l-am reprins. Și acum că mă gândesc mai bine, am venit în bucătărie să vă raportez cu privire la rețeta perfectă pentru budinca de chia și vreau să vă arăt că am tot experimentat și în sfârșit, după ce mi-a lăsat și una dintre voi comentariu, zilele trecute am încercat rețeta, cu toate că în capul meu cam așa aș fi făcut-o oricum, dar că am primit confirmare din partea voastră, a fost așa un fel de întărire a ceea ce credeam eu din experimentele mele. O să vă arăt budinca de chia și o să vă spun raționamentul perfect. O să vă arăt aici o porție de-a prietenului meu și vedeți că acum nu mai este lichidă, acum este exact așa cum trebuie. Vedeți, are textura asta de budincă de chia, nu o să o prepar acum, dar vreau să vă spun că cum folosesc eu. Stați un pic să-mi aduc măsurile. Deci măsura perfectă pentru o budincă de chia absolut delicioasă pe care mai trebuie doar să o asezonați cu ceva fructe preferate, nu știu, banane, căpșune, orice vreți voi, sau unt de arahide, sau și unt de arahide, este 2 tablespoons din astea, în cazul în care aveți măsuri din astea, 2 tablespoons din astea, care sunt 15 mililitri. Nu știu, 30 de grame, să zic, 30 de grame de semințe de chia, deci 2 din astea, la jumătate de cap de lapte, de soia, lapte vegetal, lapte normal, ce lapte vreți voi. Și această jumătate de cap, vedeți că am și despărțit-o de tot celălalt, de setul pe care îl aveam, această jumătate de cap are 118 mililitri, deci 118 mililitri la 30 de grame de semințe de chia este porționarea perfectă pentru o budincă absolut delicioasă cu o textură exact așa cum trebuie. Deci, da, asta este rețeta pe care voiam să o împărtășesc cu voi și nu voiam să las să treacă vlogul de astăzi fără să nu vă dau această veste că am descoperit împreună cu voi raționamentul perfect, adică, da, ratio se spune în engleză, nu știu exact cum se spune în română. Raționament? Nu.
cantitate, nu știu exact cum se spune în română și sinceră să fiu, nu știu ce s-a întâmplat cu mine dimineața asta, că nu m-am trezit neapărat în cea mai bună formă verbală a mea, parcă n-am cuvintele la mine absolut deloc, dar a trebuit să mă pun să filmez și așa mai departe. Deci da, am zis să vă zic care e treaba cu budinca de Kia și haideți, dacă tot ne-am început, să vă arăt cum îmi fac eu părul. Nu o să fie ceva ce o să fac probabil mereu, dar v-am zis că încerc să renunț încet încet la căldură și ia uitați-vă cum stă părul meu, este deja a treia zi de la spălat astăzi și mi se pare că stă foarte bine și este așa super buclat și super natural. S-ar putea să încerc și Oz Magic Rope sau un Magic Rope, nu știu exact, poate după ce mă întorc din concediu o să-mi comand și un astfel de tool, dar vreau să vă arăt ce fac eu ca să îmi stea așa. Îl adun pe tot ca și cum l-aș prinde, ca și cum l-aș prinde într-o coadă. În felul ăsta, foarte bine aici și acum ce fac? Nu îl prind într-un coc așa, îl răsucesc. Îl răsucesc de multe ori încercând să țin tot în tensiune aici în partea asta ca să nu se desprindă ușor. Încerc să îl răsucesc, vedeți, de cât de multe ori pot și după aceea îl răsucesc așa în jurul lui și îl prind cu un elastic. Ceva de genul și stă pe tot parcursul zilei, stă pe tot parcursul nopții și n-am absolut nicio treabă cu el. Se și păstrează un picuț mai bine ondulat și parcă nu se unge atât de repede, deci da, cam asta este mișcarea pe care o fac, e ceva super simplu și am zis să vă arăt tot în cadrul clipului de astăzi ca să îmi iau și asta, să-mi iau și asta de pe cap, să-mi iau și asta de pe lista de to-do, cam așa niște liste cu ceea ce vreau să vă împărtășesc în vloguri ca nu cumva să-mi scape ceva. Vreau să vă duc și în sufragerie să vă arăt dezastrul după filmarea holului de la Jumbo. Stați un pic. Doamne, ce e sufrageria asta? Doamne ferește! Aici sunt hainele pentru că le-a luat prietenul meu, sunt curate, trebuie doar să le așezăm unul dintre noi în dulap când om avea timp, probabil în seara asta. Aici e plasa de la Jumbo și aici este tot ceea ce am cumpărat ieri de la Jumbo. Foarte multe chestii, dar probabil că la momentul la care o să postez deja acest vlog o să fie și giveaway-ul pornit și o să fie și haul-ul cu rechizitele de la Jumbo deja pe canal și mi-am luat și mie ceva. Aceste trei chestiuțe, mi-am luat un carnețel din ăsta cu glitter, tare simpatic, mi-am mai luat un penar din ăsta ca să mai îmi țin și eu lucrurile organizate și mi-am luat astfel de notițe de to-do pentru că mi s-au părut foarte drăguțe și foarte colorate. Dar da, asta e ceea ce am luat pentru mine și asta este ceea ce am luat pentru voi. Sunt gata de plecare și m-am îmbrăcat cât de lejer se poate pentru că merg doar la unghii și mă întorc înapoi, dar ador pur și simplu imprimeul ăsta și asta voiam să vă arăt că sunt îmbrăcată din cap până în picioare în acest imprimeu absolut minunățisim și îmi place de nu mai pot. Mi se pare că arată foarte bine și bandana asta din cap, cu make-up-ul pe care l-am avut mai înainte, nu m-am mai demachiat sau ceva, părul la fel cum l-am avut înainte, doar i-am pus o bandană, rochița asta este de pe About You de la firma Monkey și espadrilele sunt de la Stradivarius. Și gentuța este de la CCC și bandana asta este ceva colecție veche Zara și o să mă dau pe buze cu lip gloss-ul ăsta de la Maybelline, pe care nu vrea să pună focus pentru că pune focus pe oglindă. Dar da, mergem să schimbăm unghiuțele. Stați să vedem dacă... Așa. Vrea să focalizeze. Vrei să focalizezi. Stați un pic. Așa. Mergem să schimbăm unghiuțele și o să schimbăm curcubeul ăsta pe care îl am pe unghii în momentul de față cu niște unghii metalice și aș vrea un auriu cum sunt espadrilele. Un auriu nu foarte auriu, dar nici argintiu, ceva așa, un fel de metalic. Să vedem acum ce o să aibă și Lore. Mergem că... Trebuie să prind transportul și numai bine am și câteva minute libere în care o să intru până la Mega să-mi cumpăr niște apă și poate un smoothie pentru că n-am apucat să mănânc nimic astăzi, ceea ce este absolut minunat, dar da, mai sunt și zile din astea. Bun, merg să nu pierd cumva transportul și ne auzim mai târziu, probabil o să ne auzim când o să vă arăt unghiile. Da, abia aștept! Ceau, dragilor, am reajuns acasă, cu toate că nici măcar nu se vede pentru voi că am plecat, că am filmat foarte puțin, dar... Gata, am unghiuțele schimbate, haideți să le vedeți un pic mai de aproape. Atât de frumos strălucesc în realitate și atât mi este de ciudă că pe Instagram nu le pot face să arate la fel de drăguț, că sunt absolut superbe. Chiar îmi doream o nuanță care să fie similară cu cea a espadrilelor pe care o am de la Stradivarius. Nu știu dacă am eu capacitatea să ridic piciorul espadrilele astea. Și...
chiar am obținut culoarea asta, Lore avea culoarea asta, cu toate că am căutat-o destul de mult până să o găsim. Dar da, cred că o să se potrivească cu foarte multe ținute, e așa glittericioasă, cum am mai multe evenimente după ce mă întorc din vacanță, o să fie numai bine. Despre evenimentele alea o să vă povestesc eu la momentul respectiv, dar da. Haideți să ne reluăm ziua, sunt ruptă de foame, că astăzi v-am zis că n-am mâncat nimic și am intrat la Mega și n-am găsit nimic care să-mi satisfacă așa pofta pe moment și am zis să fiu mai înțeleaptă și să-mi fac niște paste acasă, așa că am luat sosul ăsta pesto de la Barilla, a fost și la un preț destul de ok, cred că a fost la ceva 20% reducere și o să pun să-mi fierb niște paste și o să-mi fac niște paste cu sos pesto, asta vreau să fac aici împreună cu voi cât timp vă vorbesc, de fapt nici nu știu dacă am ce mare lucru să vă vorbesc, că pun niște apă, pun niște apă de paste la făcut, adică la încălzit, ca să pot să le pun să fiarbă. Prietenul meu nu este deloc fan sos pesto, așa că s-ar putea să mănânc doar eu din porția asta, așa că nici nu cred că o să fierb foarte multe paste, o să fierb așa cât să mănânc eu odată, cu toate că mi-e foarte foame și s-ar putea să mănânc un picuț mai mult, că cred că asta s-ar putea să fie singura masă zilei, din păcate, pentru că după aceea o să mergem la sală și după sală nu mai mănânc de obicei, pentru că nu simt nevoia să mănânc, îmi este foame fix după ce termin la sală și mi este foame gen la 10 seara, când nici că mai bag ceva în gură, așa că da, vreau să vă mut un picuț așa, ca să pot să iau pastele de aici, nici nu știu ce paste am. Perfect, am fusilii, yay, am fusilii și fusilii se potrivesc aproape cel mai bine cu pastele, cu sosul pesto, cred că cel mai bine, fusilii și farfalele se potrivesc cu sosul pesto, așa că o să-mi fierb apa cu un picuț de sare și după aceea pur și simplu în bolul în care mănânc îmi pun pastele scurse de apă și sosul pesto peste, cred că o să îmi și rad niște pecorino sau niște parmezan pe deasupra și o să mănânc și Mira a venit. Dar da, astea sunt planurile pe după amiaza asta. Este deja ora 4, ora 6 am un meeting și după meeting o să mă duc la sală. Dar o să vă mai țin la curent dacă se mai întâmplă ceva. Momentan am vrut... Măi, puiule! Momentan am vrut doar să vă arăt unghiuțele și Mira aici, care este foarte needy, dar ea de obicei este așa needy. Când e needy... Când mă mușcă, când e nidic, când mă mușcă, când nu mă bag în seamă, când doarme. Viață de pisică, o viață grea, ce-i drept. Să nu-i dau foc la coadă și să o las din brațe ca să pot să-mi pregătesc pe ei ce am de pregătit și noi ne auzim un pic mai târziu. E extrem de cald afară, după cum vedeți, după tenul meu care lucește, e foarte cald afară. Da, e cald afară. E cald afară, e frumos. O să o strivesc odată de drag ce mie de ea, o să o strivesc. Da. Mă duc. Hopa. Până nu distrug ceva prin casă. Just loving this moment. Can we stay here forever?